actor de născut, țin să vă spun că un prieten de la teatru mi-a spus că testul suprem pentru un actor, viitor actor perfect, este să spună în 10 moduri diferite același rând. Există așa ceva la poemul Din când în când, în care acest vers este spus exact ca de 10 guri. Cred că este un actor de viitor. Da. Vreau să vă spun că nu întâmplător volumul Eminescu și audiobook-ul Eminescu se lansează împreună și nu s-au lansat împreună doar pentru că e vorba despre Eminescu, ci pentru că, citit de Andrei Pleșu, audiobook-ul oricum nu e un substitut al lecturii cărții, e ceva în plus. E un instrument perfect pentru a sfâșia cortina interpretării și ați auzit deja că, într-adevăr, asumat, acesta a fost scopul selecției și impulsul pentru a avea acest extraordinar audiobook Mihai Eminescu Poezii în lectura lui Andrei Pleșu. Ceasul de poezie din standul Humanitas continuă și vom vedea cum continuă povestea cu Ioana Pârvulescu, Dance Mihailescu, Mircea Cărtărescu și Radu Vancu ar trebui să fie. Vă mulțumesc și vă invit la continuarea ceasului de poezie.